Bun găsit, dragii mei! Pentru astăzi o povestioară intitulată Stejarul din Borzești. Borzești este numele satului de pe lunca Trotușului, în care și-a petrecut Ștefan Vodă anii cei frumoși ai copilăriei. Acolo a căzut el, când era de 5 ani, în valurile râului, în apropierea acelui sat se rătăcise el în Codru, când era ceva mai mărișor, și tot pe acele binecuvântate plaiuri s-au săvârșit multe din faptele copilăriei sale, pe care viacurile le-am acoperit cu uitare și pe care noi nu le mai cunoaștem. A rămas însă într-o veșnică aducere aminte cum știa acest vlăstar domnesc să se împrietenească cu feciorii gospodarilor săraci, cum îi strângea pe toți pe lângă sine de învăța jocurile frumoase de el născocite și cum și-a înfrățit sufletul cu sufletele lor de au rămas prieteni și frați de cruce până la moarte. Multe jocuri minunate născocea mintea cea iscusită a înțeleptului Ștefan. Și mai toate erau jocuri de războiul, cu planuri meșteșugite, cu atacuri și cu lupte vigilioase. Un joc de acesta se încinsese odată pe lunca Trotușului, la marginea satului Borzești, sub razele călduțe ale soarelui de primăvară. Toți copilașii satului se adunaseră acolo. Ștefan îi împărțise în două tabere. Una era tabăra moldovenilor, pe care o comanda el, feciorul domniței Oltea, iar cealaltă era tabăra tătarilor. Pe aceasta o comanda un copilandru de vârsta lui Ștefan. Acest han al micuților tătari nu era nepot ori fecior de voievod, așa cum era Ștefan. Ba nu era nici feciorul vreunui boier de țară. Era un drăgălaș fecior de țăran, îmbrăcat în cămășuță albă și cu piciorușele goale. Iar pe acest copilaș îl alesese Ștefan, comandant al tătarilor, pentru că acesta era cel mai îndrăzneț și cel mai curajos dintre toți micuții luptători. Povestește bătrânul Nicolae Gane despre acest tovarăș de joacă al lui Ștefan Vodă, că avea plete negre și ochi de mure, că îl chema Gheorghiță și era iute din fire și neastâmpărat, ca și apa Trotușului, ce se prăvălea din munți, alergând zvăpăiată pe cele două cete ale neobosiților războinici. Copilașii se jucau la un loc, pe iarbă verde, în răcoarea aerului, sub stăpânirea dreaptă a soarelui de primăvară. Și ambele tabere, înarmate până în dinți, cu puști de soc, cu săbii de șindrilă, cu sulițe de trestie, se băteau amarnic între ele, declocotea Valea Trotușului și se speriau toți graurii din tufărișuri. A ținut cât a ținut bătălia nehotărâtă, dar în sfârșit, Ștefan, copilul cel cu ochi albaștri, gânditori, care avea darul de a se război moștenii de la tatăl său, învinse pe tătari, prinse pe hanul lor, pe neastâmpăratul Gheorghe, și îl legă de un stejar bătrân. Apoi toți hatmanii și căpitanii lui Ștefan se adunară împrejurul stejarului și prinseră să judece pe hanul tătărăsc, iar bietul han, cu ochii plecați în jos, își aștepta osânda, abia putându-se stăpâni de râs. În sfârșit, Ștefan, după ce ascultă părerea mai marilor oștirii sale, zise cu sprâncenele încrețite: "Porunca domniei mele este să-l spânzurați de creanga cea de sus, ca să fie de pildă și altor neamuri." Apoi, nenorocitul han fu legat cu frânghie de sub soară și ridicat pe creangă în sus, în salvele puștilor de soc și în strigătele de bucurie ale oștenilor învingători. Dar, o, Doamne, deodată se văzu o ceată nenumărată de adevărați tătari, venind în goană mare a cailor către ei. Și atunci, vai, toți copiii cuprinși de groază apucară la fugă, uitând de micul Gheorghe care, atârnat de creanga stejarului, zâmbea încă în nevinovăția lui, neștiutor de ce urgie îl amenința. Într-o clipă, 100 de săgeți tătărești se înfipseră în trupul nefericitului și nevinovatului copilaș. Puțin după aceea, ceata îndrăzneților tătari a fost izbită de arcașul lui Bogdan și nimicită fără cruțare. Dar drăgălașul fecior de țăran, cu pletele negre și cu ochii de mure, n-a putut să fie salvat. Trupul său neînsuflețit a fost coborât dintre crengile stejarului și înmormântat cu mare cinste. Micul Ștefan plânse cu durere de frate pe nevinovatul Gheorghe. Întâmplarea aceasta îi pătrunse atât de adânc în suflet, încât toată viața nu putu uita. Iar în ziua când Bogdan Vodă porni către Suceava, spre a fi uns domn în locul fraților săi, micul Ștefan se duse la cimitirul satului, aruncă flori pe mormântul fostului său tovarăș de joacă și, îngenunchind, jură că îl va răzbună. Atât pentru azi, dragii mei!